având în vedere că am stat o oră în frig, măcar atât să ne răspundă și nouă. Prima întrebare, de ce n-ați mai venit la sediu? Dar n-a fost planul să mergem la sediu? Da, noi și alte persoane știți că a fost o mini-manifestație. Nu, nu știm. Noi am fost la spital. Bun, vă întreb și despre spital. Programul a fost în felul următor, 16:30, Sibiu, sediu, întâlnire cu... Când am venit cu avionul să avem o oră fixă, am plecat mai târziu. Am hotărât împreună să mergem la spital să facem o vizită neanunțată, pentru că erau solicitări să se realizeze niște investiții în diverse unități medicale și discuția a fost foarte bună cu conducerea de acolo și s-a decis. Guvernul să facă un spital nou la Sibiu. Au și un teren disponibil de 20 de hectare. Dacă susțineți că nu știți ce s-a întâmplat, vă relatez în două fraze. S-a strigat inclusiv noaptea ca hoții, pentru că noastră colegi a trebuit să plece din sediu să revină la această ședință. Deci cum argumentați o situație de genul ăsta? Adică penibilul este creat pentru colegii noastre. Mai aveți alte întrebări? Da. Ce ați făcut exact?